aplaudere dumneavoastră, Marius Cipriacu. Vreau să mulțumim Domnului Dumnezeu pentru că mi-a rânduit și mie și colegilor mei să fim împreună cu dumneavoastră aici în acest colț de rai și să ne bucurăm împreună de sărbătoarea noastră românilor. La mulți ani, România, la mulți ani tuturor românilor. Iisuse al meu, prieten bun, din anii tineții, cu tine eu călătoresc, în la sfârșitul vieții, cu tine referitoare la neamul nostru și la ziua noastră națională.
și anume să conștientizăm faptul că de peste 2000 de ani, pentru neamul nostru, pentru poporul nostru, cel mai bun prieten al nostru, cel mai bun aliat, a fost bunul Dumnezeu. N-am avut prieteni niciodată, nici la sud, nici la vest, nici la est, nici la nord, dar am avut prieteni deasupra noastră, în cer și în inimile noastre, pentru că suntem singura națiune de pe pământ care nu ne-am făcut creștini, ci ne-am născut creștini. Adevărul istoric arată că în momentul în care în spațiul Carpată, la Lubiană Pontic, se plămădea neamul nostru, a rânduit Dumnezeu să vină pe aceste meleaguri Sfânt Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie, care a semănat cuvântul lui Hristos și a creștinat neamul, cel pe care îl pomenim astăzi și le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Andrei. De aceea ne rugăm Dumnezeu ca și ziua României să fie împreună cu această zi, pentru că neamul nostru este legat indestructibil de apostolul său, cel care ne-a încreștinat încă de la nașterea noastră ca neam. Și vă rog să spuneți tuturor că drumul prin istoria al poporului n-a fost altul decât împreună cu Hristos și de aceea România e numită Grădina Maicii Domnului. Și drumul prin istoria al neamului și al poporului nu va putea fi altul decât împreună cu Domnul Hristos. Și atunci când vorbim de Hristos, vorbim și de datoria noastră de a ne purta ca și creștini, ca oameni care iubesc frumosul, iubesc cerul și înțeleg că a fi creștin înseamnă a mulți dragostea. Vedeți peste tot îndemnul la dezbinare. Toți au interes să dezbine societatea, pentru că atunci poate fi manipulată mai bine. Să nu vă lăsați dezbinați. Să nu uitați că avem un motiv serios să ne iubim unii pe alții, mai ales că-i ziua României. Motivul acesta se numește Iisus Hristos. Cu toții suntem copii ai lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, cu toții facem parte din același neam. Și dacă suntem din același neam, cum să nu ne iubim între noi? Cum să nu punem suflet lângă suflet? Cum să nu ne iubim semenii? Cum să nu ne iubim țara? Cum să nu ne iubim credința? Și pe câtă măsură de dragoste vom avea, atât de buni români vom fi și atât de buni creștini vom fi. Pentru că cele două realități, a fi român și a fi creștin, sunt împreună trăitoare și existențială. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ce s-ar face inima, el ar ști ce dragostea, dar o brava e sfânt, ca un nor purtat pe soare, soare, soare.
Întâlnirea cu dumneavoastră. Vreau să salut mâna și părintelui și doamnei preoteasă, pentru că părintele a venit în culise și, deși nu eram vrednic, mi-a dat binecuvântare să cânt în parohia dumnealui. Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți aici. Trebuie să mulțumesc neapărat și domnului Sârbu și domnului Walter, pentru că fac tot posibilul ca să putem ajunge în inima și în sufletele dumneavoastră cu darul pe care l-am pregătit. O piesă specială pentru dumneavoastră, cei care trăiți aici pe această gură de rai. Să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate pe care le aveți și vă felicităm pentru toate realizările minunate. Mă lovește când un dor, de ce-am fost odar și și fecior ca noi dăsar. O foșnea frunța de lux în fereastra mea, înainte să mă curg, Doamne, cum era. S-a frumos și liniștit la gură era. La galda când te oprești, nici o grijă n-ai. Și se-mi cam îmbătrânit, nu
să putea. Și nimeni cum era, vai cum să duc anii mei. Ai, ai, anii mei, oare ce-am făcut cu ei? Îți încerc ce mai greu. Era tânăr și frumos și dorgeam lumea pe toți. Toată lumea era mea, tot ce-am vrut ar greșa. Vai cum să duc anii mei, ai, ai, anii mei, oare ce-am făcut cu ei, că-s din ce ce mai greu. Mă cunoște fetele și când îmi stau cu spatele, am o dacă mă drumiesc, nu mă rog, Doamne, știu cine-s. Vai cum să duc anii mei, ai, ai, anii mei, oare ce-am făcut cu ei, îți zice ce mai greu. Mulțumim frumos! Așa vă dorim să vă fie anii frumoși, chiar dacă și grei câteodată, dar măcar să fie frumoși. Că știți cum e, zice că după anumită vârstă vin și facturile pe care trebuie să le plătești cele din tinerețe. Să știți, doamna primar, să știți că acest cântec nu a fost pentru domnul primar, știți? Că zice, eram tânăr și frumos din soacul, mai tânăr și frumos. Așa, să nu mă faceți vorbe, că nu l-am dedicat dumneavoastră. L-am dedicat domnului Seru, că e prietenul meu și îi mulțumesc frumos că mi-a facilitat și mi-a mijlocit dorirea aceea dumneavoastră. Versați-le atunci. Bun, mergem mai departe. Hai, maestre, cu muzică! Să se spere tot amarul, la 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 la.
mai la 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 la. Când ești conflorit, o pop, mai la 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 la. Cum e soarea, cum e soarea cea de frunt, așa ne-am o necetut, mai la la la. Și-mi drag, și-mi drag să mă înțeles, cu ne-am o de românesc, cu ne-am mai înțeles, să mă înțelească de drumul. Sfântului Andrei.
să nu treacă nicio zi care să nu înmulțiți dragoste. Că vine vreme că trebuie să plecăm și nu putem să luăm nimic cu noi decât măsura dragostei noastre. Când am iubit în lume frumos, curat, atâta ne-am asemănat cu Dumnezeu, care El însuși este iubire. Restul celelalte, toate trec și vin. Vreau să mulțumesc frumos acestor oameni minunați care sunt cu mine și o să-mi prezint imediat, pentru că eu am mai fost aici, pe zona dumneavoastră, m-am simțit ca în rai. Sigur, și datorită vinului, eu îi cunosc, da? Asta numai 10%, 90% datorită frumuseții sufletești a oamenilor și a locurilor. Și am zis că în rai nu pot veni de unul singur, că nu poți intra în rai. Știți că de unul singur n-ai cum să intri. S-a dus unul, bătut la poarta raiului, cine ești acolo? A zis Sfântul Petru, că zice, Ios, Florin, Ion, cum l-o fi chemat. Și cu cine vin singur? Nu poți intra singur. Păi de ce nu? Pentru că raiul este acel spațiu, acea realitate, acea stare a dragostei. Și dragostea trebuie să o împărtășești cu cineva. Vedeți, de aceea și Dumnezeul nostru e întreime. Deci unul singur sunt trei persoane ale Dumnezeului nostru, căruia ne închinăm, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că ei se iubesc între ei, desăvârșit. De aceea și raiul este un spațiu iubirii în care nu poți intra decât cu alții, că dragostea trebuie să o împarți cu alții. Așa înmulțești din ceilalți. Și atunci am zis că în rai vin și eu aici la dumneavoastră, cu niște oameni deosebiți. Domnul profesor Ciprian Vacu, la clapă, este cel mai vechi colaborator al meu. Ne-am zis bătrân, dar ne-am zis seama ce mai vechi. Pentru o venit astăzi scăpioara asta mâncată de mori, dar cât de excepțional și pe asta. Îi mulțumesc frumos. Și bine, în primul rând, v-am adus un moț, că știu că veți dragi moții. De la Câmpeni. Mihai Stan. Împărăm că lui Dumnezeu cu multe daruri, cântă și frumos cu vocea, că de-aia mă ajută, că eu nu mă pot, deci nu mă pot și de acum. Frumesc să vă lați înseamnă. Vreau să ne încurajez că mă ajută și vocal foarte mult ca să ajungem la inima noastră, dar mai mult decât acestea, are un dar deosebit de a cânta acest instrument fermecat care reprezintă țara moților și nu numai, ci și țara Maramureșului, mai precis țara dacilor liberi, pentru că dacii liberi, că omul să se supune Imperiul Roman, s-au retras în două zone, în țara moților și în țara Maramureșului. Și acolo acest instrument e pe măsura frumuseții sufletului acelor oameni liberi și a reușit să cucerească instrumentul o lume întreagă, sigur, prin maestria maestrii părtași care de fiecare dată se bucură de până în cerul alături de noi. Dar iată că vin și tineri, despre care eu cred că Mihai Stan e unul dintre ei, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, va ajunge... Oh!
Noi suntem aici pe veci să vă. A sosit ziua vieții, ziua sfânta libertății, tot românul meu se dește. Și pe sângele neamului vărsat pe fiecare metru pătrat al patriei. Puteți să luați locul, vă mai zic una și apoi plec. Vă mai spun încă ceva, culoarea galbenă din bicolor. Să nu uitați că reprezintă bucățiile pe care Dumnezeu le-a dat acestei țări. Mie nu mi-e rușine să vă spun ce zic studiile, că cel mai mare depozit aurifer din lume e la Roșia Montană. De asta e galbenă din bicolor. Au furat toți. Vom să fure în continuare și totul s-a terminat. Avem încât am putea să trăim în pace, în liniște și bunăstare mai bine decât cei din Orientul Mijlociu care au bogății de petrol. Atâta aur poartă munții noștri. Avem multe păcate probabil încât Dumnezeu nu ne îngăduie acea bunăstare pe care ar putea să ne o aducă. Dar avem alte bogății mai mari. O culoare de care ne ținem. Vedeți? M-a întrebat cineva că ar fi trebuit să fie așa roșu aici, galben și albastru, nu? Nu, și-am zis nu. E albastru acolo unde ne ținem cu mâna, pentru că întotdeauna neamul nostru s-a ținut ancorat de cer. Culoarea albastră e culoarea credinței. O credință care e mare dar al lui Dumnezeu. O credință pe care trebuie să o apărăm și să ne însușim ca fiind parte din ființa noastră. Cel care nu-și apără credința ca fiind parte din ființa lui, este ca un pom care nu mai are rădăcini și se ofilește. Această icoană neamului pe care vă rog să o iubiți, pe care vă rog să o arborați la casele dumneavoastră, mai ales la zile de sărbătoare, cum este cea de azi și de mâine, dar poate tot timpul anului, pentru că trebuie să nu uităm că au fost vremuri în care prin decret imperial, în aceste zone, era interzis tricolorul. Astăzi suntem liberi să-l iubim, să-l sărutăm, să-l expunem și de multe ori suntem prea indolenți, că uităm ce înseamnă. Toate acestea sunt valori de care nu trebuie să uităm niciodată.
Și acum, în încheiere cu dumneavoastră, vreau să fac cea mai frumoasă rugăciune împreună cu dumneavoastră, am vrut să spun acum în încheiere, vreau să facem cea mai frumoasă rugăciune legată și de Ziua Națională, legată și de sărbătorile de iarnă, de nașterea Domnului, legată și de un adevăr conform căruia balada Miorița nu vorbește despre o crimă, ci vorbește despre un păstor care și-a dat viața pentru oile sale, cele cuvântătoare, care sunt în noi turma lui Hristos. În Ardeal, mai ales, a intrat în conștiința neamului acest cântec patriotic ca și colindă, pentru că el vorbește despre trei păstori, pentru că trei sunt provinciile istorice, Transilvania, Moldova și Țara Românească. Trei păstori care și-au dat mâna și au zis, hai să facem o cunună și cununa e România, nu e altceva. Poate nu v-ați gândit la acest lucru niciodată. Au făcut cununa odată sub Mihai Videazu și a doua oară la 1918, acum 100 și un an. Cununa România cea mare, căci așa este ea cu Basarabia împreună, ca o cunună de flori. Și ce au făcut aceștia cu cununa? Au închinat-o lui Hristos ca să fie de folos întregului neam. Știți despre care e vorba. Dar nu v-ați gândit că asta înseamnă până acum. Așa s-o colindați conștiința unei rugăciuni pe care o faceți pentru țară și toată viața dumneavoastră să fie în slujba lui Hristos și a țării, prin țară însemnând semenii noștri pe care trebuie să-i slujim, așa cum o face domnul primar, așa cum o faceți fiecare dintre dumneavoastră la locurile în care sunteți chemați să aveți activitatea. Și atunci țara va fi ca o cunună de flori, nu ofilită, nu părăsită, ci înflorită, înmiresmată, îndumnezeită și mântuită înaintea lui Hristos. Mai aplaudați-mă cât mai știi ce să zic. Până când vin acolo alături de dumneavoastră. Vom să merg cu microfon acolo, se poate? Dar asta nu mai vreau să fie din spectator, așa. Vreau să fie împreună dumneavoastră și cu domnul primar. Vă rog, domnul primar. Haideți să facem rugăciunea asta și ne ridicăm și ați scăpat de bine. Până la anul. Vă zic să mă mai cheamă și la anul, că anul să nu ieșim așa cum trebuie. Trei păstori se...
Bravo și la mulți ani! Sărbători fericite tuturor! La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor! Domnul primar zice că nu vorbește, dumneavoastră lumea tace și face. Așa am auzit, nu-i drept? Atunci vă rog să le aplaudați pentru tot ceea ce faceți. Să vă rugați pentru dumneavoastră. Să-i dea Dumnezeu putere multe să împlinească tot gândul bun pe care îl are pentru comunitate. Eu vă brățișez, vă rog să vă rugați și pentru mine, pentru țară și pentru om, să auzim numai de bine. Sunt fericit și mulțumit că m-ați primit astăzi aici la dumneavoastră și în sufletele noastre. Numai bine, Doamne ajută-ne!